Singurul spital pentru copii construit în România în ultimii 30 de ani este gata. Nu făcut de stat, făcut din donații. 53 de milioane de euro au fost investite în construirea și dotarea cu aparatură de ultimă generație a unui spital pentru copii. Demersul inițiat de asociația Dăruiește Viață a mobilizat sute de mii de români și companii care au donat bani pentru împlinirea unui vis. Spitalul de oncologie pentru copii va fi primul din România în care un copil bolnav de cancer va avea acces la tratament multidisciplinar. În unitatea medicală din București se vor efectua operații, radioterapie, chimioterapie, consultații la medicul cardiolog, la medicul stomatolog. ...53 de milioane de euro au fost investite în construirea și dotarea cu aparatură de ultimă generație a unui spital pentru copii. Singurul ridicat în România în ultimii 30 de ani.